Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunătoarea 1 TV. O zi specială astăzi, pentru mine cel puțin, 18 octombrie, pentru că astăzi s-a născut cea care mi-a dat viață. Nu cred că s-a trezit atât de dimineață să mă urmărească în emisiune, deși părinții mei au acces la internet și noroc de la Dumnezeu cu Facebook și YouTube, unde suntem live, deși ne puteți urmări și în reluare. Îi spun din tot sufletul la mulți ani, mama, și mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și mulțumesc că m-ai crescut așa cum sunt astăzi. Nu uitați, dragii mei, să fiți buni și să spuneți la mulți ani și te iubesc fiecarei persoane care considerați că e importantă în viața dumneavoastră. Am început într-un ton, pentru că sunt plină de emoție, și am început într-un ton așa mai sentimental, pentru că nimic nu e întâmplător în viață. De-a lungul vieții întâlnim oameni care ne împărtășesc aceleași valori, ne împărtășesc aceleași credințe, aș spune eu, deși credința cred că ar trebui să fie doar una sau două, nu știu, vom povesti în această dimineață, dar de-a lungul vieții întâlnim oameni care sunt așa foarte aproape de sufletul nostru. Cum ne dăm seama despre asta? Prin povești, prin vorbe, pentru că atunci când ne întâlnim, socializăm, vorbim, comunicăm. Așa îmi doresc să fie viața, sau cel puțin a mea, și mi-aș dori ca toți cei din jurul meu să fie la fel, pentru că se spune din popor că cei care se aseamănă se adună. A fost o plăcere de fiecare dată când l-am întâlnit pe invitatul meu, pentru că am împărtășit de-a lungul anilor în care ne-am întâlnit aceleași valori, aceleași dorințe, aceleași credințe. Am comunicat și direct prin interviurile pe care le-am luat domnului deputat Ilie Toma, dar și la o poveste, la cafea, de fiecare dată când am avut plăcerea să-l întâlnesc. Alături de mine în această dimineață, Ilie Toma, deputat al Partidului Social Democrat, încă că mai avem un pic și din nou ne alegem și ne realegem. Bună dimineața, domnule deputat! Sărut mâinile, bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Eu am o formulă de suflet, sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor. Așa simt că pot să-mi exprim cu sufletul, cum spuneți dumneavoastră, salutul către oameni și nu doar să-i salut la rece. Bună dimineața încă o dată și la mulți ani mamei dumneavoastră, la mulți ani mamei Ioanei. Mulțumesc. Să trăiască, mulțumesc, să fie fericit, să se bucure de cât mai multe clipe împreună, să fie sănătoși alături, pentru că acolo e toată esența poporului românesc. De asta a spus dumneavoastră, că hai să fim sinceri. Noi avem niște trăiri mai speciale românii și tot ce a spus nu e nimic deosebit pentru noi românii. Este normal. Este trăirea de zi cu zi pe care am vrea să nu ne-o strice alții. E simplu. Și de aia, să spunem, ne hărăzește Dumnezeu pe unii dintre noi să putem să fim acolo la butoane, să spunem așa, să fim cu sabia apărători. Dar nu suntem toți. Haideți ca să fim sinceri cu noi înșine. Cei care credem cu adevărat și ne dorim cu adevărat să rămână țara asta pe valorile vechi. Și de ce ne dorim lucrul ăsta? Pentru că toate valorile astea au rezistat de-a lungul timpului. Nu sunt niște clișee. Când spui cultura poporului român, când spui trăirile, uitați-vă numai la sărbătorile românilor tradiționale, evident. Nu, n-am nimic cu sărbătorile din alte părți, sub nicio formă, le respect. Dar nu mi le băga mie pe gât. Eu sunt român, m-am născut român, posibil să nu am eu o dreptate și sunt convins că nu am dreptate în tot ceea ce spun, că suntem oameni și suntem de multe ori subiectivi. Da, trebuie să mergem și pe dialog, dar și pe tăcere, știți cum spun părinții noștri, sfinții părinți, cultura
poporul român se bazează în mod special și pe biserică, clar. Și biserica a fost spălată de multe ori cu lacrimile credinței de 2000 de ani. De fapt, poporul român nu este de 2000 de ani. Amprenta genetică a locuitorilor acestor locuri, și vă puteți uita pe internet că și pe alte surse unde găsiți tot felul de date adevărate comunicate, deci amprenta genetică a poporului român, a locuitorilor de aici, este cea mai proeminentă amprentă. Adică, dintre toate popoarele lumii, ce înseamnă asta? Păstrează încă între 28 și 37% din proprietățile celor care au locuit acum 7000 de ani pe aceste terenuri, pe aceste pământuri, în neolitic. Deci dacă de 7000 de ani tu îți păstrezi amprenta genetică încă vie, asta înseamnă mult. Și nu doar că este un sentiment de mândrie, dar este și un sentiment de datorie. Păstrează-l în continuare, fiindcă obiceiurile astea noastre românești, trăirile de zi cu zi, au fost sănătoase. Au promovat niște oameni drepți, niște oameni simpli, care nu și-au dorit să-i calce în picioare pe alții, și-au dorit să trăiască simplu unii cu alții, să se bucure împreună, dar ce era cel mai important și este cel mai important, și-au dorit să se bucure cu familia la toate marile sărbători, la toate marile realizări. Și însăși părinții și-au respectat copiii și copiii părinții și-au dus mai departe tradiția asta românească, de la care am plecat noi discuția, pentru că a fost, e o discuție de suflet, nu e o discuție politică astăzi. Ne întâlnim, așa cum am spus la începutul emisiunii, l-am întâlnit pe domnul deputat de fiecare, la iertați-mă, multe... vă rog eu mult că vă întrerup și rog telespectatorii care nu urmăresc să mă... mi-am amintit acum, de fapt nu mi-am amintit, am în minte de ceva timp o chestie care o știu de când eram copil. În bobul de grâu ăsta românesc, dar nu numai în bobul de grâu românesc, dar grâu zic eu că cam de pe la noi apare în istoric discutând. În bobul de grâu, dacă vă uitați, în capătul lui, e normal că e foarte mic, are niște deformări proeminențe. Ei, acele proeminențe, în cultura poporului român, și asta m-a învățat mămica mea, apropo că astăzi este ziua mămicilor, să trăiască toate femeile, toate mămicile. Este ziua mămicii dumneavoastră și mă bucur că încă e în viață și sunteți alături și e sănătoasă și e important, foarte mare. Da. Mămica mea m-a învățat, care nu mai e în viață, evident, și am și eu un regret. Nu o să-i odihnească pe cei care nu mai sunt în viață. Pe bobul de grâu se spune că este Maica Domnului cu pruncul în brațe. Știați chestia asta? Nu, n-am știut-o. Uite, uitați-vă în capătul lui. Sunt niște proeminențe la bobul de grâu. Ei, mămica mea și bunica mea mi-au spus acele lucruri. Pe bobul de grâu este Maica Domnului cu pruncul în brațe. Ce am știut eu ca și copil la vremea respectivă, să fi avut 5-6 ani, 7. Atât am înțeles, da, icoana, credința în Dumnezeu și am mers mai departe, ești copil. Dar, pe vorbele care ți le spun părinții și bunicii, crezi caracterul omului. Corect. Corect. De mai târziu. Corect. De multe ori m-am gândit, de ce n-am uitat lucrul ăsta? Oare de ce n-am uitat? Pentru că nu se spune foarte des că Maica Domnului cu pruncul în brațe este pe bobul de grâu, dar ei există. Uitați-vă foarte atenți și o să vedeți lucrul ăsta. Ei, unul din lucrurile importante ale românilor, din ideile lor, care este? Credința în Dumnezeu. Ar trebui să spunem mai des că... În Creator. În Creator. Dar ar trebui să spunem mai des, cred că să ne aducem aminte, măcar o dată pe săptămână, restul poate suntem ocupați. Dar să nu uităm că România e grădina Maicii Domnului. Eu așa știu, așa am învățat de la bătrânii. Da, știu expresia asta de 25 de ani și am studiat-o. Da, într-adevăr este, pentru că odată credința s-a păstrat aici cât de cât cu adevărat, pentru că peste tot sunt oameni de un fel sau de altul, împotrivă sau pro sau contra, sau, nu știu, promovează alte idei, nicio problemă.
Trebuie să-ți respecti toți semenii, însă, ca și om cu un caracter fondat, tu trebuie să știi pe ce te-ai bazat când ai plecat pe un drum în viață sau pe altul. Și să nu-ți fie rușine că ești credincios, român, să nu-ți fie că ești creștin, că ești ortodox și că ești român. Da, astea sunt ideile și vă felicit că mi-ați luat vorbele înainte să le spun eu. Însă, dacă stăm să ne gândim, repet încă o dată, de mii de ani, noi stăruim în aceleași idei și care sunt sănătoase și care le-au luat și alții din jurul nostru, că acum știu, la istorie universală e greu să ne pricepem toți, însă dacă stăm și studiem, multe din elementele poporului, oamenilor care au locuit pe aceste tărâmuri se regăsesc în toată Europa, ba și de mai departe de granițele Europei. Valorile adevărate. Însă, na, știți cum e, nu toată lumea dorește să promoveze ceea ce a însemnat Dacia și locuitorii Daciei și locuitorii care au fost aici de mii de ani. Aici ne-a dat Dumnezeu, pământul e dat de la Dumnezeu. În clipa de față, vrem nu vrem, să știți că e cea mai mare trădare față de Dumnezeu ce se întâmplă în lume. Îmi pare rău că o spun, dar ăsta este adevărul. Tu dacă îți renegi părinții, îți renegi trecutul, te renegi pe tine, nu te va mai regăsi niciunde. Migrația unui popor, ce înseamnă? Nu că vrea cineva să migreze, sau înseamnă dezrădăcinarea. Casa părintească nu se vinde. Și dacă stăm să o punem teoretic, la nivel... Teoretic, dar să se dărâme. Acum am vrut să spun. Știți? Exact. Mai să luăm lucrurile realiste, exact care le cred sunt. Eu. Diaspora, românii care pleacă, acolo valorile aprind, dincolo de casă, de țară, valorile... La majoritatea românilor care au plecat, a rămas în suflet România, cultura românească, părinții, totdeauna vin acasă de sărbători. Este exact ceea ce discutăm noi amândoi. Decât noi cei, da? Care poate sunt că de uneori au mai mult respect. Pentru că dorul de casă, poate că nu se întâlnesc așa cum noi ne întâlnim, așa cum am spus de la începutul emisiunii, poate că nu au binecuvântarea pe care noi o avem de fiecare dată, așa cum ne întâlnim la tot felul de manifestări, la care noi avem darul de la Dumnezeu să putem vorbi liber despre aceste tradiții, obiceiuri, despre credință, despre creștinism. Pe când ei acolo, printre străini, probabil nu pot să... E sigur asta, pentru că și eu am trăit-o din propria experiență. Acolo ești departe de casă și parcă atunci când ești departe de casă apreciezi altfel darurile de la Dumnezeu. Când te întorci acasă, parcă te prind obiceiurile de zi cu zi și din nou ne întoarcem la uitarea. Uitarea, pentru că suntem oameni până la urmă și e și asta o... Ideea de migrație, vă spuneam doar că rămân pământurile nelocuite, goale, pământurile astea tradiționale românești și e păcat că tot va veni cineva, nu contează de unde, din Asia îndepărtată, din îndepărtată America, Australia, până la urmă pământurile nu vor rămâne. Dar eu îmi doresc să fie cu români populată România, mă înțelegeți? Asta era ideea. Iar la nivel internațional se întâmplă când spun, nu-i vorba doar de România aici, că avem prin trăirile noastre, când inversăm bărbatul cu femeia și femeia cu bărbatul, când lăsăm ca inteligența artificială să ne ia locul de zi cu zi, când medicamentația asta a pus stăpânire pe mințile multor tineri, dar părinții, noi suntem de vină. Noi suntem că am lăsat ideea de democrație, poate că a fost prost înțeleasă undeva. Trebuie să fie democrație, clar. Dar care este prețul care îl plătim pentru democrația asta? Că este un preț. La fel cum a fost și în lagărul comunist, unde... Vai și amar, au murit oameni. Eu nu sunt de acord cu ideea asta, indiferent de o rânduire socială. Să moară oameni, să nu ajuți oameni, să nu fii alături de semenii tăi, să modifici destine. Că uneori se modifică în tragic destinele. Deci de asta v-am spus, că asta eu văd ca o trădare față de Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat viață, ți-a dat o cale, ți-a dat... nu înseamnă că suntem nepăcătoși. Vai de noi, toți. Zi de zi.
dar să încercăm să fim un pic mai drepți. Și nu vă spun ca să mă smeresc aici, nu știu, să, în fața, că vai de mine să încerc să-mi repar păcate. E foarte greu să-ți repar păcatele. Dar nu e foarte imposibil. Nu e imposibil, nu. Nu e imposibil. E dar greu, știți dar cum spun părinții adevărați și călugării adevărați? Și tăcerea e un răspuns. Și nevoința te vor duce spre locul care îl cauți tu în credință. Credința probabil... Bine, e greu, știu ce spun. Și îmi asum, e foarte greu. Dar nu e imposibil, repet încă o dată, cu Dumnezeu și cu speranță, nimic nu este imposibil în viața de zi cu zi. Bunătatea trebuie să o căutăm în noi. Ați văzut la târgul de carte, o să ajungem și acolo, părintele Nicula și părintele Francis Doboș, două biserici diferite. N-au făcut decât să promoveze valorile românești. Scurt! Trăirea, bunătatea și respectul față de semenii noștri îl avem de fapt în suflet. Avem mesaje deja. Ne scrie doamna Adriana Furcă, bună dimineața, în sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă doamne sănătate, ajută. Poftă bună la cafea tuturor, la mulți ani frumos și sănătoși mamei dumneavoastră, Doamne ajută, mulțumesc și dumneavoastră, vă pup cu mult drag, Doamne ajută. Emma ne spune bună dimineața, bună dimineața Emma. Daniela Enea, o hudedoreancă dragă nouă, Dani, bună dimineața. Care promovează cultura, cultura și valorile. Dacă nu mă înșel, este cea doamnă da, de la da. Casa de Cultură. Așa, care soția lui Vasile. De zeci de ani duc mai departe dansul tradițional românesc și tinerii. Un ansamblu de amatori, să nu uităm. Corect. Tocmai asta corect, e ideea, corect, corect. Oamenii ăștia fac muncă voluntară. Da, dar acolo există de câțiva și sprijin din partea primărie Hunedoara, ceea ce corect. Trebuie felicitat și chiar statul, Consiliul Județean. Degeaba ne sprijină statul dacă nu avem... Nu e vorba de statul, e vorba de cei care administrează bunurile statului. E, să fim cinstiți. Ajungem și aici. Primarul Dan Boboțanu face performanță administrativă și ideea de a fi aproape de concetățenii dânsului. La fel și Consiliul Județean îi ajută președintele Laurențiu Nistor. Deci este vorba de cel care administrează. Președintele Laurențiu Nistor este la fel ca și mine. Și respiră românește prin toți porii și asta e cel mai important. Da. Pentru că un om nu trebuie doar să iubească acele locuri din care provine, ci să încerce să le dezvolte. Asta e ideea. O să mai povestim în această dimineață. Enea Vasile, că vorbeam de Dani, bună dimineața, felicitări, mult succes, domnule Toma, un om pentru oameni. Așa mulțumesc. E Enea Vasile, instructorul de la Hațegana, un om între oameni și aici zice, aș spune că e de actualitate asta cu să fii om e lucru mare, să fii om de valoare. Hai, domnul antrenor de talente de la Hunedoara, Enea Vasile, a sărbătorit nu știu câți ani doar de cultură, de promovare și de ducerea mai departe la ceea ce a însemnat dansul românesc. Cred că vreo 45 de ani, 50, în condițiile în care dânsul are... De pe la vreo 15 ani, are vreo 65 de ani. Nu știu dacă nu mai știu. E încă poate tânăr, mășel. Toată ne amenințe. E tânăr, mai are vreme, încă 20 de ani să antreneze. Să se pensioneze. Domnul primar de la Hunedoara a demonstrat că acasă la Hunedoara a devenit acasă în județul Hunedoara pentru că ne-a convins. Ia uitați, iarăși mi-ați ridicat mingea la filou. Încă niște chestii extraordinare în județul Hunedoara, care este ca o mică țară, că avem de toate. Avem grâne, avem aur, avem cărbune, avem apă, avem de toate. Noi putem supraviețui aici, bine, mersi. Când a spus, vedeți, în ultimii ani, dacă stăm să ne gândim, sunt niște expresii care s-au împământenit. Acasă la Hunedoara. Deva e acasă. Știți? Vedeți? Da. Toate astea vin din suflet. Sau Hunedoara ca și județ, da? Tărâm binecuvântat. Astea le-am spus peste tot și le simt și așa cred. Și așa a fost. Aici suntem. Mă întreabă lumea pe stradă de multe ori. Păi nu sunteți la București. Este joia, vinerea, sâmbătă. În Parlamentul României este lunea, marțea, miercurea. Activitate, ședințe de comisii, de plen, etc. Eu când am scăpat de la București, oblu la Hunedoara, m-ați înțeles? În bucata noastră de rai. De ce vin aici? Nu pentru că sunt obligat, pentru că așa simt. Mă înțelegeți? Simplu, da, în bucata noastră de rai. Prefer, nu știu, acolo unde... Mai am eu încă casa părintească, cum a spus, la Mânerău,
prefer, nu știu, jumătate de oră, poate o oră, o oră jumate, cât îți permite timpul și program, că trebuie să umbli și în teritoriu, decât să stau în luxul Bucureștiului cu avantajele și dezavantajele. Deși, na, să vă spun, prefer să fiu echilibrat în dimineața asta, să nu vorbesc despre viața din București, despre viața de aici. Pentru că nu este în mod special ceea ce prefer eu. Are și lucruri bune, dar există și lucruri îndoielnice care trebuie îndreptate, care ar trebui învățate în mod special de aici și din Ardeal și din ce înseamnă România și nu importate, apropo de ce spuneam și de sărbătorile noastre, din alte părți. Nu, noi suntem români. Dar e normal pe un amalgam de populație să se piardă ușor. Nu se pierd valorile, eu sunt convinsă de asta, pentru că anumite trăiri, pasnici. Nu valorile. Valorile românești sunt cele mai perene, vă spun eu, o putere și românii de regenerare, de nu ne închipuim. Povestim imediat, pentru că vreau să vedem cum e vremea în bucata noastră de rai. Andra, sper să ne aduci vești bune. Bună dimineața, Andra, meteo! Bună dimineața, Ioana! Dragi telespectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi vremea va fi plăcută, însorită pe timpul zilei, însă la noapte temperaturile vor scădea. La Deva și Hunedoara cerul se menține senin, vântul va fi moderat, iar maxima zilei va fi de 16 grade Celsius și pe timpul nopții temperatura scade la 2 grade. Soare și vreme frumoasă găsim și la Brad. Pe zi vom avea 17 grade, iar minima nopții este de 2 grade. Deși la Petroșan vremea va fi însorită, maxima pe timpul zilei va fi de 13 grade. Pe timpul nopții temperatura va scădea radical la doar 1 grad. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Mai citeam un mesaj, ne scrie Adrian Mureșan, felicitări și mult succes domnului Toma, ne scrie și bună dimineața, un alt dansator din ansamblul Hațăgheana. Mulțumim, Adrian, mulțumim că ești alături de noi. Nu toți cei care ne urmăresc ne scriu, sau dacă îmi scrieți și nu dau citire mesajelor, îmi cer iertare, nu le văd în timp real. Facebook-ul e de vină, trebuie să dau și eu vina pe cineva. Rămânem în valorile noastre ale românilor. Am spus la începutul emisiunii că ne tot întâlnim cu domnul deputat Toma, noi echipa de la Hunedoara 1 TV, și nu doar când sunt de serviciu, pentru că ne întâlnim și atunci când nu sunt de serviciu și discuțiile sunt aceleași, și cu cameră și fără cameră. Dar m-a impresionat întâlnirea de la Vața. Anul acesta, la Vața de Jos, într-o duminică, a fost un eveniment creat, da, zâmbește domnul deputat. Da, așa, mi-am amintit. Da, întâlnirea de la Vața de Jos. Haideți, vă rugăm să urmărim interviul domnului deputat pe care mi l-a acordat acolo la Roadele Toamnei, așa s-a numit evenimentul, creat de primarul Ioan Liviu Lință și echipa domniei sale din primărie. Îl salutăm și pe Florin Băd, pe viceprimarul și toți consilierii și toată echipa din primărie. Vedeți, azi luptători pentru păstrarea valorilor românești. Îi felicit. Familia Lință, deja știm cu toții, sunt părinții. Da, și băiatul cântă extraordinar. Felicitări pentru felul cum l-au crescut. L-au crescut și l-au... Pleacă iarăși din familie, cum am spus. Și l-au urmat, pentru că aici a fost altfel. Părinții și-au urmat copilul. Dar vreau să vedem, e o minune aici la Vața de Jos, acolo sunt oameni foarte, foarte, foarte faini și mistare dragi. Mă duc cu drag. Emoții, păi, na, luptătorii și, pentru libertatea poporului român. Bulls, care iar ajungem de la credință, la istorie, da, la Avram Iancu. Nu o să gătăm emisiunea și nu vedem materialele. Haideți, dragii mei, să urmărim ce a avut de spus domnul deputat Ilie Toma la Vața de Jos. Cât de important e să ne păstrăm tradiția? Mereu știm că noi românii toamna strângem roadele recoltei. Cât de important e să ne păstrăm aceste tradiții? Da, toamna într-adevăr se trage linia și se prevede bunăstarea sau mai puțin bunăstarea pentru următorul an, dar se vede într-adevăr hărnicia. Cât de important este? E cea mai bună întrebare, sincer vă spun, care am auzit-o în ultimul timp. Pentru că în societatea asta noastră, unde se confundă de foarte multe ori bărbatul cu femeia, în societatea noastră actuală, unde sunt animale mai iubiți decât copiii, în societatea actuală, unde inteligența artificială domină, văd că, viața oamenilor, o mână de oameni, tradițional, se pundea curmezișul.
Și nu doar că se pun de acord Mejiciu, respectă tradițiile românești. Respectă sărbătorile de toamnă și nu numai de toamnă, a tuturor anotimpurilor, pentru că românii așa au fost creați, pentru fiecare anotimp să simtă, să creadă și să ducă mai departe ceea ce era tradițional, familia, munca și credința în Dumnezeu. Deci este cel mai important pentru că această mână de oameni duc mai departe cultura poporului românesc, se pun de-a curmezișul peste toate obstacolele și încearcă să blocheze tot ceea ce vine din alte părți și încearcă să distrugă românismul. Eu spun următorul lucru. Și eu poate că am fost dezamăgit de foarte multe ori de ceea ce se întâmplă în societate. Dar am întâlnit niște oameni care mi-au spus că poporul român are deosebită capacitate de regenerare. Și de vreun an, doi, am încercat să sesizez, mă, parcă omul ăla zice foarte bine. Și am constatat acest lucru. Într-adevăr, poporul român are o capacitate de regenerare pe care alte popoare nu le au. Așa că Dumnezeu să le ocrătească munca, familia și viața acestor oameni și a românilor de pretutindeni. Doamne ajută! Avem, dragii mei, așa cum eu și Rosi de fiecare dată, bună dimineața, arăți și că în dimineața asta ai fost foarte tăcut, așa? Noi întâlnim oameni minunați. Și întâlnim oameni minunați pentru că avem, cred că, sufletele curate, cred. Nu știu. Ar trebui să-l întrebăm pe domnul deputat. De fiecare dată când ne întâlnim, parcă dați din dumneavoastră tot ce e mai bun. Pentru că... Cum ai cumva... de să nu exagerăm? Oameni suntem toți. Da? Și cu bune și cu mai și puțin curele. Bune. Cred că mai important este să ne recunoaștem greșelile și să încercăm să le corectăm îndreptăm. Decât lucrurile bune. Mergem la Vața de Jos, ne întoarcem puțin în trecut. Trecutul nu mai e important, spunem noi, pentru că e trecut. Dar noi suntem suma acțiunilor noastre. Cum adică trecutul nu mai e important, păi pentru că e trecut? Așa, psihologii ăștia care ne învață renunță la trecut. Doamna Ioana, așa, vă rog. Eu în dimineața asta am spus niște lucruri din suflet. Că trecutul ce e important. Ce se întâmplă în ziua de astăzi. Așa. Nu este foarte important pentru poporul român, da, să fim atenți la ce se întâmplă, să ținem trena, dar poporul român n-a avut nevoie de psihologi niciodată. Au fost părinții psihologi pentru copii și copiii lecții pentru părinți, acolo unde au greșit. Că nu-i nimeni perfect. Rosi, te rog, dă drumul și la materiale să vedem pe imagini poporul român. Ce avem de la strămoșii noștri și am văzut o parte din ele la Vața. A avut o filozofie foarte sănătoasă de a trăi și de a învăța. Aud, ați deschis chestia la salonul de carte despre discuțiile care au avut loc acolo, apropo. Ce m-a frapat? A venit un domn pe o filozofie modernă ca să-mi prezinte o carte cu cabala foarte bine, că eu ascult. Nu știu cum suntem ascultați în emisiune. Da, da, da. Vorbim, așa. Și n-am nimic împotrivă. Fiecare promovează ce vrea, dar prin valoarea poporului român, Sfântul Ardealului, Arsenie Boca, a spus următorul lucru, singura cale spre propășire și mântuire este credința în Dumnezeu. În mod special credința ortodoxă. Dacă părintele Arsenie Boc a spus fără meditație, fără alte religii, nu vreau acum să jignesc pe nimeni, foarte bine, fiecare face ce crede de cuvință, dar cabala face parte dintr-o anumită zonă, yoga și alte chestii. Nu este calea pe care poporul român a vrut să o aleagă. Și erau, nu cred că era întâmplător, erau standurile bisericii ortodoxe lângă standurile acelui domn, erau lipite mesele. Și exact părintele Arsenie Boc era pe dreapta și am spus, cer scuze, vă respect, dar nu pot să merg decât pe calea pe care mi-a spus-o Sfântul nostru al Ardealului, Sfântul Părinte Arsenie Boca, care ne ajută și de acolo. Cât merităm, evident, pentru că Dumnezeu ți-a dat, dar și tu trebuie să faci ceva ca să obții bunăvoința mai departe. Ce, fiecare spune, ce ți-a dat? Ți-a dat viață, ți-a dat mâini, ți-a dat picioare, gură să mănânci și să spui și lucruri bune și mai puțin bune. Păi dacă noi suntem conștienți că în fiecare dimineață ne trezim, ne ridicăm din pat,
putem umbla, putem mânca singuri. Astea sunt binecuvântări de la Dumnezeu, dar nu suntem conștienți. Noi ne gândim la alte prostii în fiecare dimineață. Cum să mai facem niște bani. Și nu neapărat, dar și aceste lucruri. Ne întoarcem la fața, acum merg imaginile, că vreau să păstrăm linia asta poporului român. Pentru că acolo am văzut lucruri și eu și dumneavoastră ne-am uitat, pe lângă mâncărurile noastre tradiționale, uitați-vă la un copilaș care gustă zacuscă, e de-a dreptul, deci mi-a repetat gustul românesc. Câte ori că lui îi place produs zacuscă. Românește, da. Consumă românește, cumpără deci, românește. Ia uitați-vă aici, am văzut la puține târguri de toamnă sau de vară, am văzut cumva ne tot întoarcem la tradiții, dar și mai parcă mai mult decât altă dată. Păi hai să fim sinceri, cine produce mâncarea românească? Cine? Cine sunt acolo cei care expun? Țăranul român, care întotdeauna a fost cultivator și păstor. Dar parcă când îi spunem unui om, ești un țăran. Nu, ar trebui să fie mândru. Ar trebui... Bine, nu-i vorba de comportament, că noi la asta facem... Ar trebui, exact, cred că ar trebui... Petrețuția, țăranul român este împăratul neîncoronat al acestui pământ. Da? Țăranii români, tot Petrețuția a spus, prin simplitatea lor și cu ce au avut la îndemână, căruțe și armele lor, care erau practic uneltele agricole, au oprit imperii. Corect. La granițele creștinismului european. Țăranul ăla român, simplu, rupt cum era el, era modest. Și totdeauna țările au fost modești. Spunem acum, se lucrează modern cu agricultură. Ok, se lucrează, e normal. Dar tot cineva pune palmele la și sărută pământul românesc. Ioana Vulpescu, scriitoare. Palmele țăranului român sărută întotdeauna. Eu nu vă spun citatele care le simt și le-am trăit și le-am văzut. Când cineva tot pune mâna pe sămânța aia, pe sapă, pe utilaj. De ce nu mergem noi, mai mari, care... Acum promovăm ideea de modernism, să punem mâna. De ce? E simplu? Nu este simplu. Exact acolo vreau să ajung în discuție, că de asta am insistat să dea rosii materialele. Și dacă ați observat, eu la față am văzut niște producători foarte tineri. Și băiatul care are 400 de oi, foarte tânăr. Fata aceasta care... Le știu produsele, dar le-am degustat împreună și le-am vizitat standurile. Exact. Dumneavoastră ați văzut că sunt de tineri. Adică eu am rămas atât de impresionantă în bine, că acolo am văzut oameni. Felicitări părinților care au crescut și le-au transmis valorile astea. Exact. Oamenii nu stau cu forța acolo, tineri. Exact. Simt că trebuie să stea acolo, să găsesc locul. Exact. Și era atât de mândru de oile lui, eu am rămas impresionată. Domnul acesta e clar că vine dintr-o zonă a orașului, a unui oraș, am încercat să aflu de unde și n-a vrut să-mi spune, s-a tras undeva la țară și produce... Trăiește din ceea ce produce. Deci e impresionant de-a dreptul. Păi nu asta vă spun. Dar ce ar trebui să facem pe viitor? Să nu mai distrugem valorile românești, să promovăm în continuă cât putem noi toți, fiecare care suntem factori decizionali, să punem umărul acolo. Lipsește totuși ceva din târgul ăla tradițional român. Ce lipsește? Ce? Animalul românesc. Aici deja am intrat pe un teren. Păi am intrat. Noi, de 10 ani, de 15 ani, nu văd decât limba albastră, gripă aviară la porc și la găină, nu știu ce, la cal, acum mai nou și la oi, tot felul de... nu am văzut, nu știu, murind animale în jurul nostru, ferească-ne Dumnezeu, pentru că nu ne dorim lucrul ăsta. Dar târgul tradițional românesc era jumate bazat pe păstorit. Dacă vrei să distrugi păstoritul, distrugi și cultura României, am mai spus-o. Distrugi miorița. Putem. Păstoritul românesc este cea mai curată îndelednicire pe care au crescut generații și generații. Li se asigura hrana. Păstoritul românesc tradițional, repet, că am spus că de mii de ani suntem aici, a fost preluat și de alte popoare care erau, nu știu, migratoare, nu-i treaba mea. Însă
Păstoritul românesc este ca un templu al culturii românești. Eu l-aș compara totdeauna cu soarele andezitic de la Sarmi Segetuza Regia, care e un simbol din nou al civilizației poporului român. Cât mai puțin încercați, indiferent ce ne impună alții de dincolo, să distrugem păstoritul românesc. Olăritul. Deci, vedeți, noi n-am avut niște subiecte prestabilite. Nu, clar. Ceea ce am văzut, am dus mai departe și am promovat. Nici nu m-am gândit sub nicio formă. Uitați, pălmile acelui român, cum sărută pământul românesc, exact cum v-am spus. Exact ce spuneam. Îl mânghe, îl respectă și creează, îl duce la rang de artă. Nu zice nimeni să nu ne modernizăm. Dar nu, că toți ne dorim, nu se pune problema. Avem Facebook, avem YouTube, avem internet. Dar să-l folosim în chestii bune. În favoarea noastră, exact. În a ne ajuta semenii. Ar trebui să promovăm măcar o dată pe săptămână, să facem o postare despre ce înseamnă, uite, ce înseamnă tradițiile. Doamne, ce înseamnă tradițiile noastre românești. Pentru că până la urmă ce face acel om în acest moment în imagine, ce a făcut la fața aia, a fost... Acele lucruri au fost folosite în cultura poporului român în viața de zi cu zi. Exact. De acolo beau, de acolo mâncau, de acolo trăiau. Era curat, era pământ, nu era plastic. Nu erau alte substanțe chimice care îți băgate în diverse lucruri acum și le descoperim că vai că poluează, că vai că nu știu ce. De acord, și alea trebuiau. Însă, cu măsură toate lucrurile. Turnicăresele. alt obicei de acolo din zonă ar trebui să, nu știu, ce de fapt, ar trebui să observați facem? Că toate sărbătorile românilor sunt închinate practic și lui Dumnezeu și mulțumirii pentru ceea ce au primit, roadele pământului, roadele animalelor crescute, se întâlneau toți în diverse anotimpuri, indiferent de anotimp, românoare, o sărbătoare tradițională sau două sau trei, în care se întâlnesc tineri și vârstnici, în care se întâlnesc părinți și copii, în care chestia este la început normal că erau binevenite, că și formau familiile românești. Uitați-vă aici ceea ce eu am admirat și admir de copii, fete, tinere, alături de cele mai în vârstă, în varsă, să toarcă lână. Da, dar trebuie să avem cât mai multe treburi de dar genul acesta. Dar cum am putea să facem să avem mai multe? Cum? Nu știu, eu tot că caut există o soluție și nu o găsesc. Uitați-vă, o colega mea, Natalia Intotero, prin programele care le face pentru familie și există bani europeni pentru promovarea familiilor, pentru a fi părinții cu copiii cât mai aproape. Deci există fonduri, există idei de proiecte europene și pe bani românești și pe bani europeni de a-ți promova cultura, de a nu lăsa să se stingă toate valorile astea, pentru că la urma urmei torsul este iarăși o valoare importantă în România. Rugăciunea, care se forma, meditația, cât stăteau femeile și se rugau, se gândeau la Dumnezeu, fir, se rugau pentru copiii lor și copii și pentru apropiaților și pentru familie. Deci nu putem să nu felicităm și pe doamna Natalia Intotero, ministrul familiei, pentru că crede și simte lucrurile astea care o le face. Zi de zi, am văzut-o de foarte multe ori cu lacrimi în ochi. Deci vedeți, atunci colegii mei, sunt și de la alte partide și grupări, n-am ce să spun, toată stima pentru cei care promovează valorile României și românești. M-ați văzut la toate manifestările, eu nu stau deoparte pe o coloratură politică sau pe altă. Dacă un om are idei bune, omul va fi lângă mine și încerc să-l ajut și eu. Evident, facem parte cu toții dintr-un grup politic sau altul, dintr-o asociație libertate. Sau alta, dintr-o entitate. Corect. Sau alta. Corect. Tot ce am ajuns, să spunem, în viață, eu recunosc, este munca unei echipe, este munca de echipă în ceea ce am făcut. Pentru că singur nu poți să faci, niciodată, oricare ar fi dintre noi, nu, singur nu. Tu reprezinți, prin ideea de demnitar undeva, încrederea și speranțele unui grup de oameni. Ideea este să nu dezamăgești acel grup de oameni și nici pe alții. Chiar dacă ți-au fost
prin vot, prin suflet, prin alături sau nu, tu când ajungi undeva ești reprezentantul tuturor. Ești reprezentantul românilor. Dar în principal al locului de unde provii, da, al Hunedoarei. Recunosc că am un pic ceva mai special pentru locul de unde provin, din Hunedoara. Asta este, recunosc. Dacă e o greșeală, mi-o asum. Dar nu cred că este o greșeală. Rămânem târgu de carte, salonul cărții, salonul hunedorian al cărții, dragii mei, despre care... Câte județe în țară mai au astfel de saloane? Puține, hai să fim sinceri. Încercat, am avut invitatul de ieri, managerul de marketing de la... Felicitări managerului. De la editura Academiei Române și sunt puține saloane de carte sau târguri de carte care se fac în țară. Uite aici, și cu succes, cu succes. Am înțeles că au fost 97 de edituri. Da, au ajuns la 100. Iarăși îmi spuneți de Consiliul Județean, iarăși, dar o să, am spus că nu facem cât mai puțină politică, dar vedeți că există oameni performanți. Când un om care este în fruntea Consiliului Județean promovează cultura și cei românești, tot meritul și toată stima. Dar nu prea avem cum să nu promovăm... Și promovează oameni în jurul dânsului, care sunt buni manageri și uite își fac treaba acolo unde sunt puși. 97 de edituri. Păi vreau să văd ce județ în țară mai are astfel de manifestări culturale, că sunt manifestări culturale, carte. Cât mai citim în ziua de astăzi? Și noi trebuie să ne asumăm greșelile, că citim din ce în ce mai puțin. Parcă citim câte din ce în ce mai multe. Eu zic că am început să citim. Da, pe internet. Uite, de un urmă, nu neapărat. Eu spun pe cartea scrisă. Da, carte scrisă. Vă felicit. Chiar că arătam și ieri și tot vorbim, parcă din ce în ce mai mult. Bravo! Ne întoarcem la carte. Da, la mirosul ăla de carte. Exact! Cred că au fost acei ani sintetici. Nu întâmplător am adus această carte, am păstrat-o de ieri din emisiune, Folclor, Etnologia, Antropologie. Felicitări! Da, pentru că am vrut să vă arăt că nu suntem singuri. Uite, o scriitoare, Sanda Golopenția, cartea merită citită, scrie inclusiv despre descântec. N-am citit-o de ieri până astăzi, dar am reușit să o răsfoiesc și să știți că am găsit între coperțile acestei, pe paginile dintre coperți, asupra unui ultim aspect al basmelor lui Creangă. Câtă... Da, deci chiar merită citită. Suflare românească acolo. Exact, exact. Merită să citim și știți de ce cred că la fel ca e orice alt produs, se vinde mai greu. Pentru că sunt prea multe edituri și prea multe librării. Da, și când vezi cartea mare, zici, mamă, cât e de citit. Dar dacă intri și aprofundezi, probabil că... Da, te prinde, da. Și... E foarte... Editura Academiei Române nu face reclamă, nu e, n-are nicio treabă cu reclama. E o carte de suflet, am primit-o. Aș mai primit încă un volum, o să vi-l arăt. Vedeți? Folclor, etnologie, antropologie. Exact, deci se întoarce la origini, deci tot ce am vorbit noi. Nu suntem singuri, mai sunt și alți oameni români. Care... Români, da. Români, evident. Tot un român astăzi la salonul de carte, de la ora 10 până diseară la ora 20, ora 18 e ultima lansare, dar la ora 17 învinge dependența, ghid de înțelegere, prevenție și recuperare, domnul Radu Țincu va avea lansare de carte, merită văzută. Da, sunt niște dependențe groaznice acum, exact, în societatea mondială, este... internațională, da. și în mod special în societatea românească, dependență de droguri, dependență de jocuri de noroc, dependență de tot felul. De și... tot felul, orice adicție este greu de rezolvat, dar nu este imposibil. Exact ce spuneam. Și trebuie și felicit pe astfel de oameni care încearcă și duc mai departe. Și iarăși o să-mi spuneți că mă întorc la politică și ar... Natalia Intoteru, cred că unul din cei mai mari luptători antidrog împotriva. Din România. Așa e. Uitați-vă peste tot. Nu contează orice personaj politic sau, nu știu, personaj care creează plus produs în România, cu atât mai mult, sau medici, sau... Sunt o mână de oameni care luptă din suflet pentru chestia asta. E greu. Dar nu este imposibil.
Și ce fac, de fapt? Vindecă tinerii României, încearcă să prevină... Viitorul României, eu vreau să spun și am spus... Și prezentul României, că tinerii sunt și prezentul. Sunt prezentul, dar și vindecă viitorul, pentru că astăzi noi încă suntem în putere, iar acești tineri vor fi... Dar să știți că și noi, ca și părinți și ca și adulți, că am ajuns adulți, a trecut prea repede timpul peste noi, din păcate, dar suntem adulți, ni se cere sfatul, și tinerii României pot să ne arate multe lecții părinților, care suntem noi, și celor care ne considerăm înțelepți. Întotdeauna e de învățat în fiecare zi și în mod special de la tineri. Pentru că el îți spune ce simte, cum percepe generația nouă, care totdeauna există diferențe între generații, oricât ai vrea. Eu am crezut că, vai de mine, o să încerc să-mi fac copilul cât mai tânăr să fie, și 5 ani și 10 ani deja sunt diferențe între generații. Uitați-vă între ei. Dar ideea de toleranță, de acceptare a celui de lângă tine, poate crea progres și progresul adevărat din suflet. Apropo de 3 minute, mai avem 3 minute, nici 3 minute nu cred că mai sunt. Mergem la Ribița duminică, mergem la să-l aducem un omagiu lui Crișan, avem afișul. Omul ăsta și-a pus toată viața lui în a schimba... Exact. Viața celor din jurul sunt lui mai bine. Sunt importante aceste evenimente. Fai de mine! Nu sunt importante, sunt primordiale. Câți din cântecul românesc rese, Hora Cloșca și Crișan, în frunte cu Avram Iancu, au venit și în confirmația ce v-am spus eu. Care de români au oprit imperii la granițele României? A oprit pe cei care încercau să ne strice cultura românească. Au oprit sau chiar a schimbat istoria, că Iancu de Hunedoara s-a dus până dincolo de granițele României. Iancu de Hunedoara, Decebal, Avram Iancu, Horia Cloșca și Crișan, părintele Arsenie Boca, istoria se împlătește cu cultura asta pur românească. Totul nu face decât să ducă la zile mai bune pentru semenii de lângă tine. Dacă îi asculți cu atenție și înveți. Deci trecutul nu trebuie uitat. Trecutul. Și vă spun, de multe ori în suflet, mă gândesc la părinții mei care nu mai sunt, care fiind băiat și zvăpăiat, au fost momente când i-am supărat și mă gândesc că mi-aș dori acum să fiu, nu știu dacă aș putea să fiu altfel, aș încerca să fiu altfel. Întotdeauna părinții își supără copiii, că așa e mersul vieții. Dar le-aș cere iertare cel puțin și le-aș spune, din câte ați încercat voi să-mi transmiteți, puțin să regăsesc în caracterul meu și în viața de zi cu zi și în cel puțin a încerca, dacă nu poți să faci bine celui de lângă tine, să nu-i faci rău, să nu-l oprești, să-l ajuți cu tot ce poți. Chiar dacă sunt și poate mulți dintre noi care, dintre cei de lângă noi, încearcă uneori să ne facă rău, poate voi, poate nevoit, prin ideea de credință promovată de, repet, Părintele Arsenie Boca și alți mari credincioși ai poporului român, ți se spune, nu fă rău celui de lângă tine. Chiar dacă ți se face rău, nu. Compensarea va veni pe termen mediu sau lung, nu în aceeași zi. Dar va veni, totul se plătește. O spun în fiecare dimineață, duminică, insist, duminică ne vedem la Ribița, să-i aducem un omagiu lui Crișan. Începând cu ora 13, depunerea de coroane, dragii mei, cei care vor să depună măcar o floare la mormântul lui Crișan. Slujba religioasă, o evocare istorică, mesaje din partea autorităților. Cu ora 14, un program artistic susținut de membrii ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Și nu doar orchestra minunată a acestui ansamblu profesionist condus de domnul George Câlțea, o să avem parte și de joc popular, corpul de balet al ansamblului profesionist condus de Cătălin Bălan și domnul Mircea Resiga, coreografie, participă, văd acolo coreografia Cătălin Bălan, Mircea Resiga. Vor urca pe scenă Cornel Borza, Adriana Irimeș, Ciprian Pop, Marian Suciu și, bineînțeles, prietenul nostru Marcel Gavriluț.
Ionuță. Scrie acolo, prezintă Ioana Pop. Așa e, o onoare pentru mine. Voi urca pe scenă la Ribița duminică cu multă, multă emoție. Vă aștept alături de noi acolo. Un spectacol organizat de Centrul de Cultură și Artă prin bunăvoința Consiliului Județean, care a alocat banii. Consiliul Județean Hunedoara, care a alocat banii pentru acest spectacol. Și primăria Ribița își face treaba, vedem că se unesc instituțiile și statului și fac lucruri bune. Și insist, nu instituțiile, se unesc oamenii, că așa e fain. Sunt fer convinsă că vă voi întâlni acolo, sunt fer convinsă că domnul președinte va fi acolo, Laurențiu Nistor, și cu siguranță o să ne întâlnim cu managerul Centrului de Cultură și Artă. Păi el este ideea care promovează totdeauna cultura românească și ne-a spus un singur lucru, mi-ați adus aminte. Președintele Laurențiu Nistor ne-a spus când ne-a ajutat să promovăm în ceea ce facem profesional, politic, economic, n-are importanță, spunea, mă copii, pentru noi e mai mare ca și vârstă și îl respectăm și e ca un părinte, 20 de ani e mult, putea să ne fie părinte. Niciodată să nu uitați de unde ați plecat și că funcția nu are nimic de a face cu omenia. Funcția nu are nimic de a face cu România, este o zicală pur românească. Și așa este. E impresionant cum l-am văzut prezent la absolut toate acțiunile organizate, cum rezistă. Au fost zile în care efectiv am făcut maraton. Și noi presa și domnia sa. Da. Prezența domniei sale între oameni. Eu v-am spus, este unul dintre oameni care nu doar că iubește aceste locuri, dar și dorește să le dezvolte. Și atunci, că dacă vrei să le dezvolți, trebuie să fii acolo în toate locurile, să vezi care sunt problemele bune și care sunt mai puțin bune și cele mai puțin bune, să le găsești soluții, să le îndrepti. Ne vedem duminică la Ribița și cu domnul deputat Ilie Toma și cu mine, cei care veniți să ne vedeți, să ne ascultați, să vă bucurați de muzică bună. La Ribița o să mă găsiți nu neapărat în postura de deputat, ci de român. De român. De român în acestor zone. Toți născut, crescut aici și aici voi muri. Ne luăm la revedere, din păcate. Doamne ajută la toată lumea, numai bine. Dar să ne vedem cu domnul deputat cu prima ocazie, pentru că îi mulțumesc că răspunde afirmativ invitației mele. De cum să nu, e o plăcere, e o onoare pentru mine, vă spun, eu destin de o astfel de emisiune. Mulțumesc mult. Să încep ziua în astfel de condiții, e o binecuvântare de la Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Doamne ajută, așa să fie. Nu uitați să fiți buni, dragii mei, nu uitați să dăruiți, pentru că așa cum am spus de-a lungul emisiunilor pe care le realizez cu ajutor. Să dăruiți, să fiți buni, indiferent de problemele care le aveți. Cu toți avem probleme, mai mari sau mai mici, dar avem probleme, vă garantez, nu este nimeni fără. Dar începe ziua prin a mulțumi lui Dumnezeu și te ruga, Doamne, ajută-mă înainte să pot să merg. Eu nu mai spun astăzi decât simplu. Vă iubesc și rămâneți alături de noi, pentru că Andra ne va spune cum se așează astrele. Nu opriți, Andra, horoscop, o zi minunată în continuare, un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă pace în suflet. Ne revedem luni aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Doamne ajută! Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrale de astăzi, 18 octombrie. Berbec, intuiția și simțul practic vă ajută să luați decizii inspirate în afaceri. Astrologul vă sfătuiește să evitați discuțiile aprinse și să vă relaxați mai mult. Dacă vi se propune asocierea într-o nouă afacere, nu vă grăbiți să refuzați. Perspectivele sunt foarte promițătoare. Taur, vă decideți să amânați o călătorie lungă în interesul familiei din cauza dificultăților financiare. Astrologul apreciază că astăzi aveți posibilitatea să realizați proiecte ambițioase pe termen lung și să luați o decizie bună pentru viitor. Ar fi bine să petreceți seara în mijlocul familiei. Relațiile cu persoana iubită sunt deosebit de bune. Gemeni, se conturează o zi excelentă în afaceri cu întâlniri fructoase și planuri de viitor bine concepute. Astrologul vă semnalează că azi sunt favorizate investițiile pe termen lung. Traversați o perioadă în care puteți rezolva multe probleme financiare. După amiază sunteți în centrul atenției în grupul de prieteni.
RAC, aveți succes în activitățile desfășurate în cămin, dar și în afaceri. Partenerii de afaceri vă apreciază propunerile, dar astrologul vă sfătuiește să nu începeți mai multe activități simultan, pentru că riscați să nu finalizați nimic. Este o zi favorabilă planurilor de viitor. Consultați-vă și cu partenerul de viață. Leo, este o zi bună pentru a lua decizii în privința relațiilor sentimentale și parteneriale. Chiar dacă situația financiară nu vă satisface pe deplin, astrologul apreciază că nu este cazul să vă îngrijorați. Banii vor apărea la momentul oportun. Puteți să vă bazați pe intuiție. Fecioară, intuiția vă ajută să găsiți o metodă originală pentru a face schimbări importante în viața socială. Pentru aceasta, astrologul vă semnalează că s-ar putea să fie nevoie să faceți un compromis cu ceilalți membri ai familiei, dar și câteva drumuri scurte împreună cu un prieten. Nu ratați această ocazie favorabilă. Puteți obține satisfacții majore în viitorul apropiat. Balanță, aveți un succes deosebit în activitățile intelectuale și în societate. Astrologul vă semnalează că aveți o foarte bună ocazie să faceți planuri de viitor în legătură cu o afacere pe care intenționați să o demarați împreună cu un prieten foarte bun. În partea a doua a zilei, încasați o sumă importantă de bani dintr-o colaborare. Scorpion, în afaceri puteți să faceți proiecte de viitor și să vă puneți în aplicare cunoștințele teoretice. Aveți șanse să obțineți beneficii considerabile. Astrologul vă recomandă să evitați speculațiile financiare. S-ar putea să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și să fiți nevoiți să luați o decizie importantă. Săgetător, se întrevede o zi favorabilă realizărilor pe plan social și material, dar astrologul vă sfătuiește să nu vă așteptați ca rezultatele să apară imediat. S-ar putea să plecați într-o călătorie neplanificată. Pare să fie o deplasare în interes de afaceri care vă oferă o șansă nesperată. Capricorn, sunteți în formă și vă adaptați cu ușurință la situații noi. Astrologul vă semnalează că aveți posibilitatea să rezolvați câteva probleme ale familiei și chiar să-i ajutați pe alții să-și rezolve problemele. Este o zi favorabilă comunicării cu prietenii și cu membrii familiei. Nu exagerați cu sfaturile pe care le oferiți. Vărsător, sunteți într-o formă intelectuală deosebită care vă facilitează relațiile cu cei din jur. Sunteți capabili să ascultați cu atenție problemele celorlalți și să le oferiți sfaturi utile. Recomandarea astrologului pentru azi este să aveți grijă să nu faceți promisiuni pe care nu le veți putea respecta. După amiază s-ar putea să fiți invitat la o petrecere. Pești, demarați cu bine o afacere și faceți planuri de viitor în legătură cu o investiție pe termen lung. Partenerul de viață vă susține. Astrologul vă sfătuiește să evitați speculațiile.